bună, ceteraș! Nu, ce mai faci? Ui de joc, dar am văzut tu... de mult, de o săptămână. Da, mi-o fost dor de tine. Hai, țucă-mă atunci, Ana. Ah, da, da, ne-a dat dulce la țucat că mircea asta cazan. Tare mi-e drag mie. Mâncați-aș bărbieța ta, dar să știi că săptămâna viitoare mi-o las eu pe jocul ăsta. Mi-l las eu. Îl las pe joc. Ei, seara bună, lume bună, pentru că de aici din platoul cântăm lăutare. Mircea și Mirela au horă mare. Jale da. Mare și foc amar. Nu, că nu suntem la o emisiune cu și despre lăutarii, lăutari, lăutari, ci suntem la emisiune cu o temă foarte, foarte spectaculoasă. Absolut. Și, știi tu un cântec cu? Maramureș și Paicu Flori. Un pic așa cu ei? Hai să vedem. Gigi Scarlat un pic de tot. Hai, șecheraș, zi! Maramureș, Paicu Flori, măi, domnule, măi, mândru ești sărbători, măi, domnule, măi. Maramureș, Paicu Flori, măi, domnule, măi, mândru ești sărbători, măi, domnule, măi. Mândru ești și fericit, măi, dorule, măi, Maramureș și florit, măi, dorule, măi. Mândru ești și fericit, măi, dorule, măi, Maramureș și florit, măi, dorule, măi. Așa că așa o să fie toată seara. Avem și ceteraș și solistă Taman de la, adică nu Taman, este tocmai de la Sighet. De la Sighetul Marmației, frățioare, de acolo de unde spunem noi toți că se agață harta în cui, dar se agață cu folos, ca să zic așa. Acolo este o zonă foarte frumoasă, o cunoașteți cu toți, o iubiți. Maramureșul are zona turistică foarte bună, zona culinară, zona de cea muzică. Cea mai bine conservată din punct de vedere preponderent și Madagascar. Ai fost? Am trecut pe acolo așa. Într-un spre Austria? Când eram pionier, făceam tabere pe acolo, în munții Meseșului, pe la... Deci am putea depăna amintiri frumoase cu invitații noștri din această seară, nu? Da, le mulțumim dansatorilor noștri, Blurețul Dobrogean s-au transformat din drobogeni în maramureșeni. În disguise, cum zici. În disguise. Da. Iar dumneavoastră cei de acasă vă transformați pentru aproape două ore în telespectatori fideli, chiar că dacă suntem la concurență cu... să zicem altele. Cu noi avem talent. Cu noi avem talent. Nu mai contează, contează doar atât pentru că noi știm că ne adresăm unui public larg. Fidel și larg. Știm că de avem cine să ne sună. Păi aici e problema, că ne sună Norvegia, Spania, Portugalia, să nu mai zicem alte țări. Bulgaria, cum ar fi. Și America. Da. Zicem așa, rămâneți alături de noi pentru că nu în foarte scurtă vreme veți avea posibilitatea să ne sunați, să faceți dedicații, să ne spuneți părerea dumneavoastră, să ne fericiți. Citați dacă suntem în, să zic așa, în parametri, sau să ne trageți de urechi dacă nu vă place ceva. Da, să mai ne, bine să ne flatați. Că la trecută, când a făcut domnișoară... Și pe mine și pe tine. Noi suntem la dispoziția noastră, de-abia așteptăm să înceapă petrecerea. Nu-i așa? Da, și pentru așa că... e, așa e. Așa e, băieți. Și seara aceasta va fi o seară la fel de frumoasă și de... Incendiară cum am avut-o în fiecare... cum le-am avut, de fapt, în toate vinerile de până acum. Spunem așa, că vorba multă sărăcia omului, aducem invitații din această seară. Să purcedem seară. La drum. Să purcedem. Invitații aleși, costume, o să vedeți, o să nebuniți. Ce mai, casa de modă Maramureș, alături de noi, Victoria Mihai și vine alături de ceteraș pe care o să ni-l prezinte ea pe Marian. Bună seara și bine ai venit, Victorie. Bună seara și bine v-am găsit. Ești bine sănătoasă că a fuse drumul cam greu. Da. Marian, ceterașul tău, Marian... Da, colegul meu de trupă, Marian Băbuț. Care îți este... talentat și... Te pupăm, mă, te las că te vin eu și te țuc. Stai liniștit, amu, vin. Uite, chiar amu mă duc. Stai tu cu Victoria, mă duc să țuc ceterașul. Mua! Tu nu te țuci cu mândra? Da, cum să nu vrea, păi da. Așa, bre? Bun, acum pentru că am făcut cunoștința și ne-am sucat, hai să ne așezăm pe fotoliu și schimbăm locurile. Așa, Victorie. Ai, Doamne, drum lung, dar a făcut, să zic așa, folos. Eu zic că a meritat. A meritat. Da. Cum e Constanța, cum e Marea, apucași să o vezi? Foarte frumoasă, foarte puțin, n-am prea avut timp,
pentru că am ajuns aseară și puțin obosit. Știi că și ea a venit tot din Canada, adică, între ghilimele Canada, adică a făcut vreo 20 de ore cu mașina de la Sighetul Marmației, nu? Nu chiar, 11 ore. A, scos un timp bun, ca să zic așa. Ajungi. Am avut un șofer foarte bun. A, Marian, pe lângă cetieră, știe și frâna bine, ca să zic așa. Dar cred că ați oprit de multe ori pe drum, pe la popasul și... Ei, nu prea. Nu prea, mă, 11 ore, cum să oprești mult? Dar ce, mă, dar ce țara asta? E așa de mare țara asta? Bă, țara asta păi este 750, cât... cam așa. 750, ia împărțăște tu și vezi câte au făcut pe kilometru. Nu, că e legal, au mers legal. Au mers legal. În limitele. Ai venit la Constanța cu ultimele două, sau mai bine zis, ultimul tău album și primul tău album. Da. Să sperăm că nu va fi ultimul. Nu, bineînțeles. Proiecte sunt. Uite, ia tu pe ăsta video și ia pe ăsta audio. N-am fost tare de mult la Constanța, pentru că am mai fost la Mamaia, da, la Festivalul Vinului, care am văzut că am adus o părere bună. Bună, și... da, noi acolo ne-am cunoscut și da, noi te-am îndrăgit și am zis că trebuie să te mai aducem o dată, da, pentru că ai cântece foarte frumoase. Și mă bucur că v-a plăcut muzica noastră. Cetierașul e vestit. Vorbești despre Mihai, cred că. Despre Marian. Despre Marian, pardon. Da. Stai că am citit aici. Nu, am citit... Numele ei. Da, da. Am citit Mihai și mai mă, Mihai Cetierașul. Marian Cetierașul vestit. Ai câte piese? 14. Da, albumul e făcut la Sighetul Marmației, la domnul Vasile Barani și Lica Angel, care îi salut pe această cale. Sunt niște oameni minunați. Dar când cu Marian Băbuț, cu Vlăduț Roman, Ionuț Dobeș, avem o trupă a noastră. Da, văd aici zongoră, văd aici clarinet. Taragot. Da, am încercat sau să includem. Nu, ești un taragot. Mai bine, mă. Da, e taragot, că e gros. Taragot, așa e. E gros. Asta e măsura, e gros? Da. Vai de nebun ești, măi. Taragotul e mai gros, după părerea lui. Dar toba asta cum se cheamă la voi? Dobă. 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 Ești Udă. Dobă de carte. Bună. O formație completă, ca să zic așa, cu care voi mergeți la evenimente. Da, ne pare rău că n-am putut să-i aducem și acum pe toți, dar cu altă ocazie poate venim toți și... Îți dai seama că îmi trebuie un microbus pentru cât sunteți și încă n-am avut posibilitatea să facem așa un transfer de echipă. Nu, mergea o zongură, că ajunge o zongură și o... Șeteră, e da, mai ideală. Mergea și o zongură, dar uite că o la noi n-a mers. Dacă așteptam, mergeam o zongură a mea. O să încercăm data viitoare. Victorie, cântece frumoase, compuse pentru tine sau culese? Au fost compuse pentru mine. Chiar câteva melodii care mă regăsesc în ele. V-am zis că în urmă cu câțiva ani am mai vorbit despre asta la câteva emisiuni. Am avut soțul meu murit în accident de mașină. Acum foarte 5 ani, de altfel. Da, acum 5 ani. Și înainte cântam mai mult așa din plăcere și după 2 ani jumate m-a convins prietenele și familia, mai ales soacra mea și cumnata mea foarte mult au insistat, care am făcut o melodie aici special pentru soacra și părinții mei. Și mă regăsesc foarte mult în ceea ce fac și îmi place foarte mult, să sperăm. Câți ani avea soțul tău când a murit? 38 de ani. Și a fost așa o mare lovitură pentru tine? Un accident de mașină, da. Erați împreună sau? Nu, el mergea la București, la Sighișoara s-a întâmplat asta în drum spre București și nici n-a fost din vina lui. Copii? Da, am 2 copii de 11 și 21 de ani. Doamne, Dumnezeule, dar e diferență. Mulțumesc. Ceva. Da, te-ai hotărât? Da, cam târziu. Nu târziu, dar te-ai hotărât cu după... Cu al doilea. Da. Cu primul de vreme și cu al doilea mai târziu. Mă regăsesc în povestea ei, știi? Da, cu primul foarte din vreme, într-adevăr că... M-am căsătorit la 17 ani jumate. Eu credeam că la 15. 17 ani, dar la voi acolo Maramureș e o vârstă chiar bună pentru căsătorie, nu? Da, acum s-a mai schimbat, s-a mai modernizat lumea, dar... E de la 18 ani. Cam în perioada aia, cam așa era. 15-16. Pe bun, ești era legal sau... Da, legal, bineînțeles. Legal. Păi era de la 16 ani, dar erau care procurau ceva hârtii din alea și la 15 ani s-a întâmplat. Și aveai voie să te căsătorești. Da. Ai rămas alături de familia soțului tău și de soacra ta care te susține. Chiar... Te-ai apucat de cântat după decesul soțului tău. Da, după 2 ani jumate am început să fac ore de cânt, o să am făcut niște... Dar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Păi, pentru că... Ai simțit eliberare? Da, m-am regăsit și am simțit acolo că... Acolo îmi găsesc ar putea liniștea. Să-ți liniștească sufletul. Da. Și pentru că a insistat, cum v-am mai zis, și soacra mea, și cumnata mea, și prietene foarte multe. Zicea că de aici poți să ai un viitor, ție îți place să cânti. La soțul meu i-a plăcut foarte mult.
cum cântai. Da, subliniez asta. Ba da, și tot timpul ziceam că o să merg, o să merg și chiar îmi pare rău că n-am făcut-o cât a trăit el. Și atunci, în amintirea lui... Că puteam să fiu mult mai departe, da, și chiar am zis că cred că dacă ar putea să mă vadă sau ar fi foarte mândru. Sigur. Sigur te vede de acolo, de undeva de sus și prin copiii lui, tu i-ai... Da, și copiii sunt foarte încântați. Da? Chiar... Deci ai toată susținerea ca să mergi mai departe în proiectele tale. Chiar am fost plecată acum în urmă câteva luni, am fost în Irlanda la spectacole și n-am început de foarte mult timp, de 2 ani de zile. Am avut fost chiar cu Marian, am fost în Irlanda, dar am avut spectacol acolo, care, pentru românii din Irlanda, care am venit cu experiență foarte frumoase. Și în Londra am fost la un botez și avem propuneri și acum în Paris și în Spania și vedem. Te iubește lumea, a început să te iubească lumea. Da, și mă simt foarte iubită de oameni și... Asta e semn că trebuie să mergi mai departe. Da. Și cu maramureșeni sunt peste tot în lumea asta mai nou. Baia Mare sau, mă rog, zona Maramureșului s-a cam mutat. Și în America s-au mutat în Europa și America. Profetul Aurul și Ardelenii. Dacă plecau de acolo. Înseamnă că vei avea public și peste hotare, dar nu numai atât. Ai și aici, aici în România. Da, eu e mai greu, dar... Sper că peste tot. Și am vrut să subliniez și cu asta cu copiii. Chiar băiatul mic e foarte încântat când avem de mers undeva sau chiar mai departe și spune și la școală la doamna învățătoare că mami e plecat în Londra, care un botez sau asta e foarte bine, genul. Dar să nu ceară doamna ceva șpagă după aia că ai fost nu, la Londra. Nu, că avem o doamnă foarte sper drăguță. Sper că ai zis doamna că acum astăzi la acum Constanța. Acum să-i spună, da. Păi sigur i-a spus băiatul. Mama mea e la televizor, da. Acum. Deci o salutăm pe doamna. Doamna, cum îl cheamă pe fiul tău? Denis. Mihai Denis Andrei. Denis, uite, acum mama ta o să cânte special pentru tine și pentru doamna ta, dacă te vei uita la televizor, să știi că aceste prime două piese pe care le vom asculta sunt dedicate vouă celora din Maramureș, cărora vă transmitem de aici, de la Constanța, gândul nostru de iubire și pace și dați-ne telefoane să o susțineți pe Victoria, care este doar ea și Mihai aici în platoul nostru. Marian. Mă, dar ce... Vine Paștele și o să trebuiască să-ți dau un să nu-i... Yeah. Tot cu mână. Tot cu mână, nu se ia în seamă. O să trebuiască să-i plătești botezul. Botezul? Oh, mai rău. Facem în mare. Facem aici în mare. Așa se spune la Maramureș. Ok. Două piese împreună cu Victoria Mihai și cu Cetărașul și cu dansatorii noștri și chiar și cu noi. Cu Cetărașul Marian. Cu Cetărașul Marian, așa este. Te invităm să mergi acolo și să ne cânți. Victoria Mihai.
stat lângă cetiraș, țură și țură, țura. A păsat măi fecioraș, apoi țură și țura. Și de-a scup picioarele, să sunie poielele, și apoi țură și țura. Și de-a scup picioarele, să sunie poielele, și apoi țură și țura. Acolo. Nu, hai, Victorie, te așteptăm. Băi, dar ce aerobic faci cu dansurile astea ale voastre de acolo. Deci fiți atenți. Ta, 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 ta. Ăsta e aerobic, na. Nu așa că feciorul care e ficior sare într-un picior. Ca tine. El a avut o traumă mică. A sărit prea mult. A sărit prea mult într-un picior și a rămas doar într-unul. Să mai întâmplă. Foarte frumoase cântece. Vorbeam cu colegul Cazan, care este, studiază, care este și studiază. Mulțumesc. Muzica. Etnograf. Și, etnograf de-a dreptul. Și mă întreba dacă ți-ai refăcut viața. Nu. Deocamdată nu. Nu, nu râdem acum decât că am luat-o așa pe la Buzău, adică de la vorbim despre și muzică. Și mai întrebat cât au costat și accesorii în costumul tău. Apropo de costum. Nu vorbim despre scoruri, dar vorbim despre faptul că ele provenința lor. Au însemnătate, nu? Da, deci și baticurile sunt foarte scumpe, încep de la 2-300 până la 2-3000 de euro. 2-3000 de euro un batic e cât o vioară. Da. Am văzut o emisiune, un documentar la televizor și arăta costumele din Maramureș, nu? Da, chiar am înțeles că au fost și la Cancan. Sunt averi Cancan mari acolo, și la cuferele alea. Să facem niște vizite. Da, și costumele la fel, sunt tot așa, de la 10 milioane vechi până la 100 chiar. Cum e de exemplu ăsta? Păi 10-15 milioane, dar... Deci încep. Și noi avem multe modele și multe culori și așa încercăm, cum avem baticul, să fie cine și zadie, așa se spune la costumul ăsta. Cum se numește asta? Zadie. Uite ce zadie din saten am eu. Ia oare din... Da, zadie, pale, cămașă. Poale, da. Tu ai poale? Batic, dar se spune pânzătură la noi. Pânzătură? Da. Sau șerincă, depinde... Și e făcută în mână? Sau e... Nu, e un batic vechi. Și batic, mai spunem noi, dar așa e pânzătură, așa se pânzătură, spune. Uite, eu am o... Dar e imprimat, nu? Nu e... Da, dar e un batic vechi, e foarte mulți ani și... Astea sunt scumpe, deci care sunt noi, deci nu, sunt care sunt la... Că mă uitam și fetele astea noastre...
Au și niște batigudane. Păi și ele au cam destul de vechi, după cum le văd eu. Da. Înainte de ia să le valorificăm după emisiune. Hai, da, uitați, dați un cadru și la mine, cam și o zongură la cam. Ăsta e un ciclop. De la Milifiori. Ei, alea să pun la noi, la pălărie, la băieți. Da? Da. Astea, mărgelele astea? Da, chiar cu mărgele e pălăria lui Marian. Da? Ia, și cămașa, și cămașa lui Marian e foarte interesant. Ia, Marian, vină cu să ne uităm un pic la ea. Băi, uite ce frumoase, mă. Da, lucrată. Ia, puneți-o lucrat puțin. Manual, totul se lucrează. Da, cum zici tu? Totul se lucrează manual. La noi, de exemplu, Maramureș, tot e manual. Da, la și noi, este, cred că, singura zonă care, unde se mai lucrează. Știi că și la noi totul e manual. De diferență de zonă. Ia pune un Mirciulică să te văd și eu cu clop. Stă adevărat. Cum să pune cu... E, aia nu trebuie să o pune, nu? La spate. La spate, la spate. Păi, deci, ia. Așa. Bun, de-i fișor ăsta, moroșan, nu? Da, e șa de foarte bine. Vezi feciorii lui Bogdan, măi, dorule, dor. Înstruțați cum mă eran, măi, dorule, dor. Vezi feciorul lui Cazan, am zis. Ei, o să vă invităm în Maramure și poate vă găsim și un costum popular la fiecare. Eu și... Eu găsești o fată mai bine, tu, Victorie, păi încerc. Cu averi. Cu averi. Cu o ladă de aia plină cu costum. Păi la noi, fetele, caută ele bărbați cu averi. Au și ele pe acolo o ladă. Ei, mai au și ele. De la vechi. Poate aveți norocul că găsiți și o fată, că virgulă, așa, care are avere. Tu, dacă tu cauți, tu găsești, zic. Mă, acum asta e să mă fac bine, să pot să o iau așa la... Zona din care vii tu, Sighetul Marmației, este o zonă care face parte din Maramureșul istoric, așa? Da, așa e, avem zone foarte frumoase, peisaje, chiar Mănăstirea Bârsana, Săpânța... Da, las că asta vorbim despre ele un pic mai târziu. Ne mai cânti chiar... ceva. Da, bineînțeles, cu mare drag. Și să nu uit să pomenesc că am foarte mult, am rudenii aici în Constanța, care... Ai rudenii? Care sunt piață. Dar tu spune către camera să meu, vadă. Da, îl salut și pe toată lumea din piață de acolo. Chiar am fost azi și s-au bucurat că m-au văzut, inclusiv și șeful adică, pieței. Adică, nu știi cine, maramureșenii care vin în piață în Constanța. Și în piața Griviței și în Tomis avem rudenii, deci, cumnatul meu. Nu mai face reclamă pe zone. Nu, asta nu-s magazine. Nu. Dar ce valorific, ce vând sau ce... Cârnați, pălincă, uslană. Serios? Brânză de burghiu. Le face și reclamă cumva. Și noi vă salutăm și eu și Mircea Cazan, da, vă salutăm în salut mod și pe toată piața și pe cumnatul meu și soacra mea. Cumnatul, să trăiești. Să trăiești. Niște și pălincă de și toți prietenii de la Sighetul Marmației, dacă ne văd și colegii, păi și da, și să punem mâna pe telefoane să ne sune, pentru că trebuie să începem să vorbim ne cu oamenii. Și cei din Londra ne văd. Da. Chiar îi salut și pe cei din Londra, da. Și salutăm și noi, dar până din una alta salutăm prin cântec. Da. Hai, să mai vedem și să mai ascultăm două piese de Maramureș cu Victoria Mihai. Și cu Marian și Chedrașu. Ia-și putea străinătate, dorule, eu te-aș muta. Mai înainte.
pașilor, măi dorule. Am un numai tot de dor și de grija pruncilor, măi dorule.
Mulțumim foarte mult, Victorie, și hai aici lângă noi. Măi, mă uitam așa la tine, ce frumoasă femeie ești. De la spate? Mulțumesc! Mulțumesc! Ești frumoasă, foc. Privind la... Poți să-i spui Victoria Principal. Sau Secret. Mulțumesc frumos! Sau Secret! Ia-o! Mulțumesc frumos! Tu, Victorie, vorbeai despre Maramureșul tău frumos și istoric și... Ne mai spuneai că sunt foarte multe locuri pe care oamenii trebuie să le știe și să le înțeleagă despre Maramureș. Da, cei care le înțeleg. Și... Le înțeleg și le păstrează. Da, acolo la sunt ea... tradiții care se păstrează, sunt oameni minunați în Maramureș care se ajută foarte mult unii pe mai alții. Mai sunt în Maramureș că majoritatea au plecat sunt. În străinătate. Da, sunt. Și chiar am vrut să vorbesc despre melodia cu străinătatea. Am un frate plecat în... Italia de foarte mulți ani și special pentru ele melodia aceasta și pentru prietene și cunoscuții din străinătate. De peste deja-s tot. Mulți! Dacă te-aș întreba, cred că n-ai degete la mâini, da, să-mi spui, deci așa? Avem, da, foarte pentru mulți general, prieteni mulți și cunoscuți. Da, mă, foarte mulți pleacă. Foarte mulți pleacă. Noi am încercat să avem un material și o să-l avem la un moment dat, dar până una alta, să-mi spui și mie care este diferența între Maramureș, mă rog, mica diferență între Maramureș și istoric, acolo unde încă se mai păstrează costumul tradițional. Și uite, avem și un material pe care îl vedem acolo în monitorul nostru. Este o femeie îmbrăcată într-un costum tradițional, așa cum ni l-ai descris. Da, tu. Chiar foarte vechi. Și vedem niște oale puse în copaci. Ce, ei, ce oalele alea, din ce am înțeles și eu, sunt în satele apropiate de noi. Am înțeles că fetele nemăritate au oalele alea agățate în cui. Păi baba aia ce mai pune oale? Păi sigur are vreo fată. Are vreo fată. Nemăritată. Da, și femeile bătrâne, văduve, își mai pun pe acolo. Nu, mai sunt. Se zice... Este un obicei al căsătoriei, da? Da, da. Anunț. Știi, anunț. Nu sunt măritată. Pac, 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 cu vreo 5-6. Deci băieții obicei. Care vin din alte sate văd oalele în cui, știu că e fată acolo. Am înțeles. Mănăstirea cea mai reprezentativă a zonei Maramureșului. Da, Bârsana. Bârsana, am fost și eu și am vizitat-o. Este de o frumusețe rară, da. Cu importanță. Chiar și din străinătate e foarte vizitată. E acolo Caramec. Și, da. De acolo mi-am cumpărat o icoană cu o reprezentare extraordinară a lui Iisus. N-am văzut niciodată. Este pictată de măicuțele de acolo. Unde a fost înțepat cu... Acum vorbim că tot se apropie Paștele și eu știu să încerc, da, să fiu un pic mai spiritual. Bine să... Unde a fost înțepat de lance, de sulița soldatului roman, de obicei sunt picături de sânge. E, în reprezentarea de la Bârsana, din rana aceea crește un, cum se cheamă asta, o viță de vie cu ciorchin de struguri, adică sângele lui Iisus. E o reprezentare extrem de interesantă și pe care n-am mai văzut-o, da, în altă parte. Da, sunt altă. Niște măicuțe și o stareță care se ocupă foarte mult acolo la Bârsana și... Frumoase, frumoase locuri. Foarte muncitoare și frumos peisajul, cu multe flori, cu... Deci cele mai multe lucruri sunt făcute de ele acolo, de mâna lor, de... Se trăiește foarte eco acolo în zona. Da, cred. Încă. Da, în mare, da. Se mai face pâine până casă. Da, mai da. Chiar sunt cuptare din alea pe vatră. Care, de exemplu, și mama mea o pomenesc cu această ocazie, e socăciță la nunți, așa se spune la noi în Maramureș. Socăciță la nunți. Și are cuptor de vatră acasă, bucătărea. Care face pâine în cuptor și prăjitura, care am adus-o și aici în emisiune. O să vadă. O să fie, nu spune. Tocmai ce intrasem în diete și da. S-a ales praful de tot. Nu, de ce? Deci e făcută pe cuptor de vatră. Deci mama ei este bucătăreasă la nunți, îți dai seama. Socăciță la nunți. Despre săpânța nu cred că mai încape discuția. Da, și acolo e cimitirul Vesel, da, e o mănăstire foarte frumoasă și acum încă în construcții și acolo urmează să, cred că să o ajungă pe cea de la Bârsana, dar sunt zone și peisaje foarte frumoase. Și oameni minunați, și în Săpânța și peste tot. Chiar Săpânța, îi salutăm pe toți. Că... În Săpânța am văzut că se mai poartă port tradițional, duminica, încă mai da, așa e. Îmbrăcate. Chiar peste tot se mai poartă, dar mai unii poartă, așa. Da. Uite cum are Marian, vezi? Pantofia de lac, și m-au nebunit de când. Da, el e un pic mai... Da, ești foarte stilat. Sunt de scenă. El e mai stilat un pic. Îmi place. Olăritul mai există la voi? Sau e doar așa în filmele de prezentare despre Maramureș? Da, mai există. Nu chiar acolo în Sighe, dar în unele împrejurimi am înțeles că mai există. Există. Da. Mai sunt și porțile de lemn fascinante acelea. Da. Casele sunt. Tradiționale. Da, chiar unde am făcut eu albumul la... pensiunea la moară, la Miculai, se spune, e o pensiune foarte frumoasă, cu vâltoare, cu... Ia să mergem și noi. Are
porți din alea și ceva extraordinar. Vâltoare, moară, vâltoare, deci tot inclus acolo. Te-ai convins să mergem la Maramureș? Salut pe această cale. Neapărat, neapărat facem o expediție. Vă așteptăm cu mare drag. Promitem că facem în așa fel încât să venim în primul rând să gustăm din bucatele mamei tale. Cu mare drag. Asta e principal. Chiar vă invităm. Era bomba că băutura e temelie, dar la noi mâncarea nu știi e. Că, cu ce tragi în viață? Cu ce cu ce m-am ales în viață? Cu femeia cu mustață. Cu experiență frumoasă. Cum ne alegem și noi de fiecare dată, mergem foarte încântați din toate locurile. Da, e foarte frumos. Ai da Maramureșul pe mare? Ei, pentru o săptămână, două. Cât să ne iei bronzul, nu? Da. Și să-și bage picioarele în marea noastră, ca să zic așa. Deci, da, tu ai da marea pe Maramureș? Așa, pentru o perioadă tot așa. Nedeterminată, da. Să te simți bine pe acolo. Să cunoști. Aș face așa, un du-te-vin. Un duplex, am înțeles. Da, și vorbeam de costum, că zicea cât costă costumul. Dar dacă includem și baticul, deja e o sumă foarte mare. Deja poți să-ți iei o mașină. Dacă mă cam, gândi, așa. Cam așa. Aproape, nu chiar. Noi n-am dat așa mult pe costumele noastre. Eu am cam dat. Oricum sunt foarte frumoase. Ai dat? Pe pantolul și am dat 39 de lei, dacă vă vine să credeți. Și eu pe fustiță 17. Pe bune? Bate palma, frăcioare. Mai dovedit. Da, să știm și noi atunci unde să ne ducem. Oi, da, nu te supăra, dar voi sunteți foarte mândri maramureșenii, nu-și permit așa oricum, oricând. Păi tu gândește-te cât costă, ei au costumele astea de sute de ani. Deci, da. Cum se numesc pantalonii ăștia? Da, sunt și de 100 de ani, chiar și Marian. Eu... Gati, așa se numește. Gati. Pantalonii la băieți? Da, pantalonii la băieți. Păi dacă bărbatul punea atâta material la gati, că ai văzut și uite Gigi ce material are și el acolo, un pantalon gati normal. Gati și clop și trăistucă. Și trei stucă, și clopul da, care cu mărgele, cu firele, cu nu știu da, ce. Uite cămașă, la Marian. Cisme. Uite la Marian cât e de elegant. Da, și el are la fel. Alea-s detașabile? Da. Îmi place foarte mult cămașa lui Marian. Îți place? Cămașa păi, dar nu-ți vine. A, e cu năsturaș, mai bine ți-au brățara de aur. Nu. A, noi așa suntem ăștia din sud, ne place aurul foarte tare, că noi... Auzi, dată, auzi, Mirela? Nu pot să-l iau tu. Dă-mi vioara asta care costă la fel de mult cât și costumul. Vrei să... A, vină cu acem, las că ți-aduc eu asta și să pui tu la... Nu, că nu te cuprinde. Ce să pui? Mănușa? Ia. Fia. Ține vioara. Așa, în timpul acesta dumneavoastră... Ce este? O onoare pentru mine ca să vă fac așa un mic cadou. Nu faci mă cadou, acum cât? Da. Nu există, se poate. Cadou, dacă cum făceai, cadou, că due anelica. Uitați, să vă asocați acum în seara asta. Mumă! Cum se zice mumă? Maică, mumă, cum? Bunică, la noi e foarte... Păi nu, mama. Mama.